Marea Britanie a început vaccinările și cu serul produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, iar prima persoană care i s-a administrat vaccinul a fost un bărbat în vârstă de 82 de ani. Hi. Săptămâna aceasta, aproximativ 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca Oxford vor mai fi utilizate. Până în aprilie, în spitalele din Regatul Unit, ar urma să mai fie livrate alte câteva zeci de milioane de doze. Acest vaccin va fi folosit în paralel cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Spre deosebire de acesta din urmă, vaccinul produs de AstraZeneca are o eficiență mai redusă, estimată între 62 și 90%. Partea bună este că poate fi stocat și la temperaturi situate între 2 și 8 grade, în plus este și mai ieftin.